Cea mai recentă experiență bună este colegul meu Cătălin de la Sfera Business. Avem discuții care se înscriu foarte bine în tema leadership. Din momentul în care a căutat să mă aducă în echipă, felul în care povesteam despre un viitor care acum se întâmplă era cu câțiva ani deja. Și lucrurile pe care le facem din când în când, ne oprim din nebunia asta cotidiană de a livra rezultate, de a obține nu mai știu ce și vorbim despre viitor foarte mult, într-o manieră care ne ajută pe noi. La sfârșitul discuției suntem amândoi mai entuziasmați, mai așa, puși pe treabă. Hai să facem, uite ce bine sună ce se va întâmpla în viitor.